Să rămâne bună ziua, bine v-am găsit. Începem un ciclu de întâlniri cu dumneavoastră anul acesta. A trecut o lună de la începutul anului și încercăm să avem idei clare despre ceea ce facem anul acesta, mișcarea populară, și ceea ce se întâmplă în Pașcani. Conferința de presă de astăzi va avea trei subiecte: candidații în Mișcarea Populară în municipiul Pașcani, candidații în Mișcarea Populară în zona Pașcani și, sigur, un program de audiențe pe care o să-l avem periodic la sediul nostru aici, la Mișcarea Populară. O să îl rog pe colegul meu, Sorin Olariu. Acesta este avantajul Mișcării Populare, suntem oameni cu experiență, suntem oameni care au mai puțină experiență politică și cu presa. Îl rog pe Sorin să fie mai relaxat, să ne spună câteva cuvinte despre candidatura la primăria municipiului Pașcani. Bună ziua! În primul rând, vreau să spun că mă simt onorat că am fost desemnat ca și candidat al Partidului Mișcare Populară și, în acest sens, vreau să vă asigur că eu personal voi depune eforturi pentru a nu dezamăgi în ceea ce privește proiectele pe care noi de la Mișcare Populară le vom propune și le vom prezenta electoratului. Da, Sorin are emoții, așa este, dacă ar avea experiența de vorbitor cu presa, la fel cum are experiența la muncă și cum se bate pentru pășcăneni, sunt convins că ar fi cu totul altceva, dar după a doua, a treia conferință de presă împreună sunt convins că vă va spune și îl veți opri dumneavoastră. Da, candidatura lui Sorin Olariu este validată de conducerea națională a partidului. Mișcarea Populară acum două săptămâni a validat această candidatură. Suntem pe traseul în care, în cursul lunii februarie, vom finaliza lista de candidați pentru Consiliul Local Pașcani. De asemenea, vom structura proiecte pentru pășcăneni, proiecte care au și soluții. Da? Programul nostru electoral, de fapt, sună ciudat program electoral. Programul nostru de lucru pentru viitoarea administrație a Pașcanului condusă de Sorin Olariu va avea proiecte clare cu soluții. În condițiile în care soluția principală pentru finanțarea proiectelor municipiului Pașcani și nu numai românilor în ansamblu sunt fondurile europene pe bugetul 2014-2020 și, sigur, parțial, sume foarte mici din bugetul localității Pașcani. În ceea ce privește localitățile din zonă, exceptând Tătărușu, avem candidați în toate comunele din zona Pașcani și oameni serioși, oameni destoinici, care la fel vor avea și noi, Partidul Organizația Județeană, vom avea liste de candidați complete în toate localitățile din zona Pașcani, dar, bineînțeles, și din tot județul Iași. Și al treilea lucru important, vom avea întâlniri periodice cu cetățenii din municipiul Pașcani pentru astăzi și din zonă. Pentru astăzi am anunțat oră de audiență, imediat după întâlnirea cu dumneavoastră, loc și mijloc de lucru prin care pășcănenii vor mai aduce în atenție și din problemele personale, nu doar din problemele orașului pe care o parte le știm. Astea au fost cele trei teme pentru Pașcani. Sigur, avem și multe alte și teme naționale. Putem discuta despre Parlament, despre legislație, despre ce se întâmplă
Acum despre proiectele naționale de infrastructură, deci întrebările dumneavoastră sunt binevenite. Nu, nici eu nu sunt foarte bun vorbitor, de aceea ca și colegul meu Sorin Olariu, ne place să ne descurcăm mai bine dacă ne adresați întrebări și noi să răspundem. Aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră. Prima, referitoare la punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu modul de organizare al alegerilor locale. Se discută două variante, singură și două discuții, pentru că nu s-a ajuns la o concluzie. Care este poziția Partidului Mișcarea Populară pe această temă? Da, mulțumesc de întrebare. Mișcarea Populară, parlamentarii de la Mișcarea Populară, câți am fost, am votat împotriva alegerii primarilor din primul tur. Am susținut acest lucru, suntem consecvenți pe această filozofie, pe acest principiu, în contradicție cu celelalte partide care, și în principal PNL-ul, care și-a schimbat modul de a trata această problemă. Dacă în vara anului trecut PNL-ul a votat împreună cu PSD-ul alegerea din primul tur, acum și-au dat seama de gafa pe care au făcut-o. Au două tipuri de presiuni în interior PNL-ul, de la primarii care sunt pe funcție, special primarii marilor orașe care sunt în conducere națională a PNL-ului, care vor alegeri din primul tur, dar sigur sunt foarte, cea mai mare parte a candidaților de la PNL sunt candidați care nu sunt primari pe funcție și atunci este o problemă. PNL-ul nu recunoaște, dar un senator Eșan a făcut o afirmație corectă, în sensul că ei au votat alegerea din primul tur pentru că PSD-ul le-a promis că va anula ordonanța 55, ordonanța cu traseiștii, și dacă ar fi anulat-o, ar fi avut un număr sensibil egal de primari. Al doilea lucru important este la fel de democratică ordonanța privind alegerea din două tururi, dacă Cioloș o va da, la fel ca cea pe care a dat-o PSD-ul cu traseismul, în sensul că este aceeași procedură. Diferența este că ordonanța 55 a furat votul oamenilor, a furat votul oamenilor prin transferul aleșilor locali, ori acum, sigur, și Comisia la Veneția, ați văzut și Augustin Zegrean, președintele Curții Constituționale, a spus că este posibil oricând o modificare a legislației electorale cu condiția de a nu se restrânge drepturile cetățenilor. Adică dacă la acest moment noi putem vota cu buletinul sau pașaportul, dacă vine o lege și spune nu puteți vota decât cu buletinul, este o lege care restrânge dreptul cetățenilor și atunci... Aveți o estimare în legătură cu rezultatul discuțiilor și negocierilor? Da, rezultatul este clar. PNL-ul plânge și sare la gâtul lui Cioloș, iar PSD-ul și UNPR-ul sunt din ce în ce mai aproape să semneze un protocol de colaborare pentru Parlament, care de fapt înseamnă cumpărarea votului UNPR în cazul în care în Parlament cele două proiecte de lege, și primul a fost depus de Mișcarea Populară pentru alegeri din două tururi, vor veni la vot. Și atunci UNPR-ul cu PSD-ul și cine mai au ei, sigur, vor avea majoritate și proiectele de lege nu vor trece. Am înțeles, dacă tot ați pomenit de alianță, iată, alianța PSD-UNPR, se discută și despre o eventuală alianță între PSD și ALDE. Ce va face Partidul Mișcarea Populară? Bun, ca și lider de partid, nu cred că Traian Băsescu poate fi comparat cu niciunul dintre liderii respectivi, pentru că Gabriel Oprea are probleme în justiție, Liviu Dragnea este condamnat, Gorgheu cu Blaga nu exprimă nimic, singurul care spune câte ceva este Tăriceanu, până va pierde scaunul de președinte al Senatului. Mișcarea Populară nu face alianță cu nimeni, nici nu este posibil. PNL-ul și PSD-ul au creat o lege a alegerilor locale care nu permite alianțe. Ca să discutăm acest lucru, alianțele de regulă se făceau între turul 1 și turul 2. Ori Mișcarea Populară cu cine să facă alianță și de ce? Da, nu avem.
Deci nu avem legal, moral. Să intrați în Parlament. Să fiți siguri că intrați în Parlament. Eu sunt convins că după alegerile locale ne vom revedea. Nu-i temerea noastră asta că nu vom intra în Parlament. Pentru noi importante sunt alegerile locale și faptul că Mișcarea Populară trebuie să vină cu o ofertă bună și serioasă. Da? Mișcarea Populară vine cu oameni care nu au mai făcut politică sau cu oameni care au mai făcut, dar nu sunt murdăriți în justiție. Ce oraș mai este ca Pașcani, în care un consiliu întreg cu primar, viceprimar, parlamentari, merg să dea cu subsemnatul pentru că există suspiciune rezonabilă pe bază de documente, de altfel, că a fost prejudiciată comunitatea cu o sumă importantă de bani. Da? Avem, chiar aici în sală, avem colegi din comunele vecine care nu au mai făcut politică, oameni gospodari, oameni toată puterea, oameni care au inițiativă. Deci nu e o problemă intrarea în Parlament. Dacă vă amintiți o poveste scurtă, prin 2002-2003, Adrian Năstase spunea, distrugeți PD-ul, că nu știu ce minune se întâmplă, că nu o să intre în Parlament. Și la localele de atunci, PD-ul a luat în județul așa aproape 20%. Nu e asta ținta să se omoare partidele întâi. Ținta este să vină cu ofertă electorală, să aibă candidați buni și cetățenii să aleagă. Am înțeles. Și ultima întrebare, cu ce ofertă veniți, cu ce proiecte de viitor veniți în fața partidelor la alegerile locale? Cum va arăta oferta dumneavoastră electorală? Dacă aveți cât de cât structurată această ofertă sau măcar liniile directoare, să spun. Da, după cum am mai spus și în alte emisiuni, oferta electorală vis-a-vis de oamenii pe care noi o să-i promovăm este clară. În general, oameni care nu au mai făcut politică. Asta este prima, cum spun eu. După aia, acum n-am zis că e exclus să avem și pe lista consilierilor și persoane care au mai făcut politică, pentru că nu... Am înțeles cum criteriul. Ce bun e să facă? Noi suntem, cum spun eu, structurați ca și pe proiecte, la asta mă refer, mai mult pe fonduri europene. Pentru că aici, pentru că vedeți cum sunt din partea guvernului sau fondurile de la locale, de la finanțe locale, sunt foarte puține. Și nu vom avea vreo șansă să ne dezvoltăm vis-a-vis de proiectele pe care vrem să le promovăm noi, pentru că avem, cum spun eu, bă, cum știți, eu am mai făcut referire și la centura Pașcanului, o zonă industrială, o zonă de agrement și aici, cel puțin astea, neapărat au nevoie de fonduri europene, pentru că din fonduri proprii nu vor fi niciodată acoperite acestea. Ce ai spus de un proiect așa de ansamblu, adică cu aceleași obiectivi și candidații din urmă, anterior, tot așa au promis. Dar noi n-am promis. Nu, dar concret. Deci, concret. Ceva care să fie în primul... Ceva la care visăm de ani și ani. Păi, eu de asta m-aș înscris în politică și nu, pentru că până am înscris în politică, am visat că ceilalți vor face. Eu m-am înscris, m-am implicat în politică chiar să fac. Da. Nu, dar este un răspuns concret. Ce spui tu este adevărat. Numai că sunt 5 luni înainte de a prezenta oferta electorală pe proiecte. Colegul meu, Sorin Onariu, a enunțat 3 direcții care au soluții de finanțare pe fonduri europene. Gândiți-vă că pe POR sunt 10 axe de finanțare pe 10 teme diferite, care includ învățământ, sănătate și așa mai departe. În momentul în care vom finaliza lista, vom veni cu aceste proiecte cu soluții de finanțare, ce spunea Sorin. Da? Deci nu venim să spunem povești. Iar o zonă de dezvoltare economică poate exista în Pașcani. Gândiți-vă că până acum și eu vin în Pașcani. Sunt un om care cred că știe Pașcani. Nu am văzut nicio hotărâre de Consiliul Local la Pașcani prin care Consiliul Local Pașcani să spună noi am identificat la ieșirea spre Găștești 3 hectare de teren la drumul național
pe care primăria le pune la dispoziția unui investitor dacă face o investiție mai mare de 2 milioane de euro, creează 50 de locuri de muncă, iar dacă vom găsi acel om, 2 ani de zile, Consiliul Local Pașcani, în loc să dea facilități de 10 miliarde de lei unor firme din Pașcani, va scuti 2 ani de zile de taxe și impozite locale, investitorul respectiv, îi facem drumul până la poartă și vom elibera într-un termen legal rapid toate actele necesare ca să înființeze. Aveți, poate fi o soluție? Corect. Aveți cunoștință de oameni de afaceri sau de firme mari care ar fi dorit să vină în Pașcani să investească și ar fi blocat sau n-ar fi avut teren? Nu, am cunoștință de faptul că nu s-a făcut acest lucru. După ce fac acest lucru, iau 20 de potențiali investitori cu mediul de afaceri, consilierul și scot. Eu, primarul Sorin Olariu, împreună cu colegul meu, domnul Deptamovile, sau, dacă dă Dumnezeu, primarul Iașului, vă oferim pentru investiții următoarele terenuri și facilități. S-a făcut asta până acum? Păi nu, spuneți dacă am știință. Asta ar trebui să-l întrebați pe Pantazi, iar dacă n-a venit niciun investitor până acum să întrebi, înseamnă că e o problemă. Și ar trebui să vă întrebați de ce n-a venit măcar un investitor la Pașcani. La fel au fugit și de la Iași de Nichita și s-au dus la Miroslava, la Lețcani. Probabil s-așteptau să intri cu altceva la el. Deci, din punctul ăsta de vedere, și cred că dumneavoastră ar trebui să apreciați normal și corect comportamentul meu, care am mai multă experiență, și al lui Sorin, care vine un om, dacă era un om din sistem, un om cu mecanisme, da, cum se încede. Acum vă spuneau mulțime de minuni și subiect închis. Dar noi vom veni, pentru că știm Pașcani, sigur are o problemă cu șoseaua de centru. Gândiți-vă câți pășcăneni se duceau și luptau împotriva Consiliului Local Pașcani ca să nu facem ieșirea la Blăgești la drumul național. Vă amintiți? Eu munceam cu cei din primărie de atunci să deschidem și să dea Ministerul Transporturilor bani, iar alții se duceau pe lângă. Iar o altă ofertă, acum, domnul Cojocăriu, că ați întrebat, care va fi real, un dialog corect cu toți de pe ieșicherul politic de la Pașcani. M-a întrebat cineva că primarul Pantazi a primit o diplomă pentru implementarea PID-ului. Au primit-o Pantazi, au primit-o pășcănenii, iar la rândul lor, consilierii locali de acum și consiliul local ar trebui să emită niște diplome de recunoștință pentru Crăciunescu, pentru Ionițe, pentru cei care au muncit aceste proiecte, da? Pentru că cei de acum au venit doar să semneze contractul și să se laude cu asfaltul și cu munca lor. Mi s-ar părea decent. Și acesta ar fi un semn de normalitate să-i aducă pe toți la aceeași masă. Și când cineva din primărie va face, Pașcani va face acest lucru, înseamnă că și alții vor avea curajul să spună, da, uite, măcar mi-a spus mulțumesc, nu? Nu știu, am înțeles, cine ar fi un semn de normalitate să emite diplome? Nu să emiteți diplome. Consiliul local, public, să recunoască că este meritul și a dumneavoastră și a dumneavoastră care ați făcut ceva pentru Pașcani. Nu se dea bani, nu se dea locuri de veci, nu? Până la urmă, multe din proiecte, cum PID-ul. PID-ul s-a nimerit să fie la Pantazi să-l implementeze. Nu l-a muncit el, nu l-a făcut el, nu l-a obținut el, nu? L-a obținut el? Da. L-a obținut pășcănenii. Și partea aia de la fost acolo, Crăciunescu primar sau Grățoi primar, au fost găuri negri în bugetul local. Ce diplomă trebuie să-i dăm și pentru treburile? Deci eu vorbeam de PID. De găurile negre, sigur, actualul primar, sunt convins că a sesizat instituțiile abilitate să clarifice problemele, da? Cu padocul de câini și mâncarea la căței, cu terenul de tenis fără autorizație. Știți că am fost la ședințe de Consiliu Local și știu cam ce probleme interesante au fost la Pașcani. Dar eu vă spun din punctul meu de vedere ceea ce ar putea aduna politicienii pașcanului la aceeași masă. Și noi suntem capabili, Sorin va fi capabil de un dialog corect și onest cu toată lumea. Pentru că el vine dintre pășcăneni. El nu... Am înțeles. Ce anume va candida? Aveți o structură finală sau mătală generală? Pe lista... La lista de consilieri? Da, nu, nu. Probabil în jur de 1 martie vom avea. Și va fi făcută publică? Cam bineînțeles. Deci, când vom avea lista
finală, noi vom face publică, dar nu ca ordine pe listă. Ordinea pe listă, fiecare partid și o stabilește cu o săptămână, două înainte de a se depune aceste liste, pentru că e normal, dacă l-anunți acum că e pe locul întâi, e posibil să plecem în vacanță în Italia două luni la copii și să vin direct acolo și eu am plecat pe locul întâi, vreau să fiu tot pe locul întâi. Ori este normal, o campanie electorală, candidații noștri să stea de vorbă cu oameni, să vadă probleme, să vadă proiecte, să vadă soluții, nu că nu le știm. Dar în momentul în care omul vine cu o problemă, are și o soluție, el deja e partenerul tău pe tema respectivă. Deci în martie lista nominală și puțin înainte de a se depune, se va spune care va fi ordinea. Da. Bun, la fel veți proceda și localitățile vecinate? Aceeași regulă. Aceeași regulă. Candidații de primar și conducerile de organizații vor avea aceeași regulă. Și eu la Iași, și când Consiliul Județean și Consiliul Local. Dacă ei nu fac, dacă nu muncesc, să nu spun că fac performanță în campanie, dacă nu au membri acolo unde lucrează, da? Dacă nu au idei, nu au proiecte, dacă nu muncesc, o să vin, știți, eu candidez la Consiliul Local Pașcani, dar pot să vin în campanie doar vineri la 6, la 8, mă las soția. Da, nu. Spuneați de focusul pe care îl aveți pe fondurile europene și apoi de atragerea investițiilor, investitorilor în municipiul Pașcani. Nu știu, vă focalizați în momentul de față pentru a păstra tinerii motivați să rămână în municipiu pentru acele locuri de muncă? Menționez că la audiențele care se țin joia la primăria municipiului Pașcani se prezintă foarte mulți tineri cu absența acestor locuri de muncă și așa mai departe. Mă raportez aici la faptul că sunteți filmați și foarte mulți tineri se uită la această conferință de presă, dincolo de toate partidele politice și așa mai departe. Da, asta era și ideea, propunând pășcănenilor un proiect pe fonduri europene pentru a realiza un parc industrial sau o zonă industrială, asta era și ținta vis-a-vis de modul celor de la primărie de a rezolva aceste probleme a tinerilor. Dacă bine vă aduceți aminte, chiar asta mi-a trecut acum prin cap, pe data de 20 sau 21 ianuarie chiar a fost o audiență în care era domnul viceprimar. Și veniți un domn, era tânăr, cred că undeva la vreo 30 de ani, dacă o să vă uitați în emisiune din urmă, o să vedeți cât de repede l-a rezolvat. Eu aș fi în sensul că i-a spus, depuneți repede actele, ca să-ți dăm ajutor social. Eu aș fi făcut altfel. Vină tu mâine dimineață și merg cu tine la toți prietenii mei și cunoștințele mele și ca să-ți găsesc un loc de muncă. Deci asta este abordarea. Da? Nu depune mâine actele ca să iei ajutor social. Pentru că este tânăr și este bun de muncă. Pe atunci unul care este mai în vârstă și nu poate să muncească, la ce să facă? Și nu poți să pui în spatele celor care plătesc taxe și impozite să tot să mai pui presiune, că nu e bine. Aici e un caz, că am venit în audiențe, dar să spunem că vin 10, 20, 30 de ce faci? Mergi cu ei fiecare de mână și găsiți prietenii? Nu-i soluția de sistem, însă... Deci noi avem, sigur, îmi doresc și sunt convins că Pășcănenii aprecia un primar ca Sorin Olariu. Structura bugetului local trebuie modificată, în sensul că trebuie să existe o sumă alocată pentru activități pentru tineri, fie că sunt ONG-uri pentru tineri, fie că primăria trebuie să aibă o soluție legală să finanțeze un incubator de afaceri pentru tineri, măcar să învețe, dar sunt atâtea spații în Pașcani nefolosite. De ce primăria nu ar putea să ofere un loc și nu au nevoie mai mult de un birou de 10 metri pătrați să financeze un incubator de afaceri pentru tineri în care omul își face firma și stă un an de zile acolo gratuit și dacă peste un an de zile nu este eficient, sigur este altceva, sau un termen. Deci un buget, capitol de buget în structura bugetului municipiului Pașcani pentru activități de tineri distinct ar fi extraordinar de bun. Bun. Vreau să mă clarificați. Dumneavoastră pe acasă la primărie Iași, da? Da. Veniți cu un astfel de proiect, propunere la Iași? Da. Incubator de afaceri pentru tineri? Buget, nu. Capitol în buget
la Consiliul Municipal Iași pentru tineri, dar de asemenea tot împreună cu ei discutăm. La acest moment, uitați, Primăria Municipiului Iași are un buget alocat pentru ONG-uri. Unde intră la grămadă și... E altceva. Nu ai ceva. Dar ei, până acum, i-au băgat pe tineri la grămadă, cu ONG-uri și așa mai departe. Nu. Trebuie să ai un buget distinct pentru tineri care să aibă activități pentru tineri, poți să finanțezi, sau pentru incubator de afaceri pentru tineri, în spațiile primăriei municipiului Iași. Gândiți-vă că Primăria Municipiului Iași încă are o mulțime de clădiri care zac nefolosite. Chiar întrebarea. Este posibil ca din banul public să fie cheltuiți, să fie finanțate afaceri private? Pentru că până la urmă aici ajungem. Incubator de afaceri înseamnă să din banul public să susții o parte din cheltuieli, cel puțin pentru început, pentru afaceri private. Și facilitatea fiscală care o dai unui investitor când îl scutești 2 ani de zile din impozite și taxe, poate fi o susținere a unei firme private? Deci aici trebuie găsit corect soluția legală, pentru că așa vă spun și eu, Primăria Municipiului Iași a înființat Fundația Sportului Ieșean. Sigur, care consumă niște bani. Dar de ce n-am dat direct prin hotărâre de Consiliul Local banii la clubul respectiv? Da? La fel și la dumneavoastră aici. Deci pot face acest lucru. Legea trebuie soluția legală, corectă, prin care din bugetul de stat poți face aceste lucruri. Mulțumesc. Da. Dacă nu mai aveți întrebări... Sunt candidați în toate comunitate în municipiului Bașcan, în afară de comuna Tătărul, de ce? Nu sunt arondate. Da, zone. În apropiere. Avem discuții cu potențial candidați. Este o comună mai atipică, comună în care și am sprijinit proiectele la UDA, la Iurcani, ce mai e pe acolo. Însă, poftim? Unde nimeni nu avea șanse. Însă, da, DNA are șanse peste tot. Însă, vreau să vă spun un lucru foarte important. Astăzi am sunat un primar dintr-o comună vecină, care mi-a fost coleg de partid, și am spus, nu mai chema oamenii și lasă-i în pace. Dacă a optat pentru mișcarea populară, înseamnă că asta a optat. Păi, domn deputat, dar la mine în comună face cine ce vrea. Zic, prietene, cum tu nu te-ai privatizat comuna ta, nici eu cu parlamentul. Și zic, dacă mai vine un singur om, zic, am și eu pârghii oficiale să facă ceva. În ce comună? Dar vă spun, dacă se repetă, vă spun, n-am nicio problemă. Chiar i-a zis, domn deputat, dar i-am luat în glumă, zic, nici în glumă, prietene. Dacă se repetă întrebarea sau dacă se repetă cazul? Dacă se repetă cazul, îți dau posibilitatea să repeți întrebarea. Deci nu, dar vă spun și, nu, și nu-i primul loc. Cum, de exemplu, avem o comună în județul Iași, în partea de sud, pe Prut, unde candidatul nostru a venit și a spus, domn deputat, putem face alianță locală? Zic, cu cine? A venit candidatul de la PNL și a spus că noi vrem să facem nu știu ce. Sigur că legea permite alianțe locale, dar n-am cu cine să le fac, îmi cer scuze, adică nu... Și l-am sunat pe Alexe și zic, domnul președinte, uite, avem o situație de genul ăsta, asta cu 2 săptămâni. Vorbește la București, dacă e posibil, zic, eu am undă verde să iau decizii. Și l-am întrebat săptămâna trecută cum e. Băi, n-avem voie să facem alianțe locale. Și a venit omul ieri din nou. Și l-am sunat, zic, mai aveți vreo decizie? Nu. Dacă ar fost un comportament normal al liberalilor, clar, și ținta mișcării populare, e altfel singurul partid care votează dreapta corect și susțin. Noi n-am susținut nici codul ăsta fiscal, care vor vedea oamenii ce cu el. Am fi putut să cristalizăm construcții serioase pe dreapta. Așa nu, cu scuzele de rigoare, nu. Gata, mulțumim!